Bun găsit tuturor, dragilor! Sper că plămânii mei fac față și răzbesc cu glasul până în spate. Nu a venit încă toată lumea, dar găsesc că putem deja începe. Numele meu este Alex Păun. O să dureze dezbaterea în jur de 90 de minute, fără prelungiri și fără lovituri de la 11 metri. Și formula pentru care am optat este că invitatul face un cuvânt de deschidere care să amorseze cumva dezbaterea, iar apoi, către final, are loc un mic episod de dialog. Două, trei cuvinte despre invitat, după care o să mă dizolv. În orice caz o să devin cu minte și ascultător. Ar fi o risipă de timp să încep acum să enumăr capacitățile în care în viața culturală românească s-a ilustrat Radu Paraschivescu. O risipă de timp, între altele, pentru că îl știți. E ca și cum ar fi invitată Madonna și eu aș începe să spun, e o femeie, arată bine, a scos niște albume și așa mai departe. Toată lumea știe că domnul Radu Paraschivescu e prozator. Dacă nu mă înșel, debutul dumneavoastră s-a produs cu o carte de proză. Debutul pe care îl numiți Jalnic, pentru că nu vă mai recunoașteți în ce ați scris atunci. Toată lumea știe că ați avut un bun succes de public cu eseistica pe care ați scris-o și care, să zicem așa, e o eseistică de moral, de moralist bine dispus. Am avut o eseistică atât de plină de succes încât un episod mi-a adus un proces. Minunat. Toată lumea vă știe și în calitatea dumneavoastră de editor, de coordonator de volume colective, de gazetar sportiv pasionat și hiperavizat. Și expus în Da, de posibil viitor traducător al lui Finnegan's Wake, al lui James Joyce. Vedeți, vă prezint și cu calitățile din viitor. Eu personal îmi aduc aminte cu mult drag de o rubrică pe care domnul Paraschivescu, care între altele este și traducător, are în desagă vreo 60-70 de traduceri din engleză și în franceză. Îmi aduc deci aminte cu drag de o rubrică pe care în urmă cu câțiva ani o avea în revista Idei în Dialog, astăzi trecută la cele veșnice, o rubrică de cronica traducerilor. Era unul dintre puținele chenare solide din presa culturală a vremii alea. Mă rog, unii dintre voi, sunt convins, l-au văzut și pe ecranele televizoarelor, pentru că sâmbăta și duminica comite pentru Digi24 două mici emisiuni de cultură. O emisiune de limbă română și o emisiune în care, în câteva minute, duminică seara, prezintă o carte. Mai mult de atât nu mă lungesc, pentru că întâlnirea, în fond, deși dedicată domnului Paraschivescu, nu este despre domnul Paraschivescu. E o întâlnire în care îl onorăm pe domnul Paraschivescu vorbind despre una dintre cărțile lui preferate, sau măcar despre una dintre traducerile pe care le consideră bune în ultimul an editorial românesc. Vă las în seama dânsului să vă spună ce e cu Bohumil Hrabal, cu autorul ăsta ceh, ce e cu cartea de tip cărămidă pe care am ales-o pentru dezbatere astăzi și așa mai departe. Vă ascultăm. Vă mulțumesc. Comparația cu Madonna e sumptuoasă și mi-o asum ca atare. Da, ascultându-l pe domnul Păun, îmi dau seama că am înaintat în vârstă și câte lucruri am făcut din cele pe care mi le făgăduisem cândva, de mult, cu vreo 20-30 de ani în urmă. Deși am în vârstă, sunt produsul anilor de după 89, atunci am început să traduc, să scriu, să fac toate lucrurile de care spunea domnul Păun. Și am stat pe gânduri cu privire la cartea pe care s-o propun spre discuție. Înțeleg că Sever Voinescu, care a fost înaintea mea, a fost numai omenos, pentru că Bătrân și Mare are un număr mai mic de pagini. A fost mai blând. Da. Pe mine, invitația domnului Păun m-a prins într-o dispoziție sadică și atunci am ales o carte de 470 de pagini. N-am ales întâmplător. Am trecut prin niște propuneri pe care le-am refuzat mai spus. Așa am spus, nu, asta nu.
dar nu mai știu dacă a motivat refuzul sau nu, până când a ajuns discuția la Hrabal și la scrisori despre Dubenca. Acum, întâmplător, eu recomandasem cartea asta în Dă te la o carte, emisiunea de la Digi24, o făcusem cu 3-4 luni în urmă. Lectura nu mai era proaspătă, evident a trebuit să mă uit din nou pe carte. Încercând să găsesc un răspuns la întrebarea de ce Bohumil Hrabal și de ce scrisori către Dubenca, n-am reușit să dau pe loc alt răspuns decât pentru că mi-a plăcut. N-am spus că mi-a plăcut traducerea, traducerea are mici scăpări, ceea ce este tolerabil la un volum de muncă atât de mare. Până oare există un personaj despre care încă nu ne-am hotărât dacă îl cheamă Zuzana sau Zuzanta. Dubiu persistă, dar se va elucida ca toate lucrurile grave ale omenirii. De ce mi-a plăcut scrisori către Dubenca și de ce consider mai ales oportună o discuție despre cartea asta acum? Pentru că luna asta se împlinesc 25 de ani de la decembrie 89. Pentru că suntem tot în luna decembrie. Pentru că între formele de mișcare sau ferment civic de dinainte de 89 din Cehia și cele din România se cască o prăpastie și poate că ar fi bine să discutăm despre lucruri. În fine, pentru că unul dintre personajele acestei cărți este Praga. Și, ca motiv secundar, pentru că am un coleg și amic, coleg de birou în Lachmanitas, care este mare admirator al valorilor cehe, e vorba de Vlad Geografi, care într-o antologie pe care am făcut-o pentru copii, s-a și răsfățat un pic și și-a pus figura pe corpul unui celebru hocheist cehoslovac, Jaromír Jágr, el fiind și un fanatic al hocheiului, și așa, din simpatie și pentru Vlad, am spus să ne orientăm spre ceva din spațiu ceh, mai ales că de obicei, când alegem cărți, cel puțin așa se făcea înainte, privilegiam Occidentul, pentru că era zona spre care tânjeam. Era zona interzisă sau măcar întredeschisă și de acolo ne pescuiam de obicei victimele pentru disecție. Dincoace, întâmpinam totul cu un set de prejudecăți. Dacă e bulgar, înseamnă că e prost. Dacă e ungur, înseamnă că n-are ce spune. Că n-au relief, n-au munți, înseamnă că n-au nici literatură. Deci circulau tot felul de imbecilități de genul ăsta pe care oamenii au simțit nevoia să le demonteze și bine au făcut. Există o literatură pakistaneză foarte bună la ora asta. Noi știm despre Pakistan că se bate cu India și că au un casus belli în Kashmir. Dar despre proza pakistaneză contemporană știm destul de puține lucruri. La fel despre turci. Sigur, a existat delirul Pamuk. Dar în siajul lui Pamuk crește o literatură, o proză turcă de mare, de mare conținut. În Cehia la fel. Cehia este, din punctul meu de vedere, dacă s-ar putea să mă înșel, un fel de Irlanda. Adică are multă bere și multă literatură. Și mult frig. Este una dintre țările în care este foarte frig afară și foarte cald în oameni. La irlandezi e chiar mai cald. La irlandezi se poate merge spre incandescență. La cehi, dacă știi să-i descifrezi, dacă treci peste anumite minusuri de comportament stradal, pe care le au mai mult ca noi, dacă ajungi la inima lor prin intermediul mai multor halbe, vei descoperi lungimi de undă comune. Vei descoperi trecut comun, vei descoperi apăsări, presiuni, regrete, cicatrici comune. Din toate motivele astea, am ales scrisori către Dubenca. Acum, pentru că nu sunt convins că toată lumea a citit cartea, în rezumat, e vorba de o serie de 32 de scrisori eseu pe care Bohumil Hrabal le trimite unei iubite din America. Iubita se numește April Gifford. Mai bine un microfon. E deschis? Nu e deschis. Vă ajut. Dacă mă lăsați pe mine, spun. O să vă rog să repetați tot ce ați spus. Comparația cum având la prate. La Dubenca, la Dubenca. Un comerciant, un conviv al lui Hrabal a făcut traducerea simplă, April în
cehă este Duben, aprilie, și atunci Dubenka este echivalentul în limba cehă a lui Teche. Ce este cu April este o poemă care îl cunoaște pe Trabal, cu care are o aventură, poate mai mult de aventură, și care se transformă treptat în editorii prezint, o prezintă drept o muză, nu e chiar o muză. Eu cred că este vorba de un interlocutor forțat aici. Este vorba de un ecran, de o entitate, de ceva sau cineva căruia Trabal simte nevoia să-i scrie. Îi scrie aparent ei, este un fel de scrisoare deschisă, se poate. Dar este o serie de eseuri care, de fapt, dau imaginea unui manual. Un manual de etică, de etică colectivă, un manual de istorie, un manual de geografie sentimentală, un manual de moraluri, un manual de influențe reciproce. E o carte sau o hartă. Și poate că, asta am uitat să spun, unul dintre motivele pentru care m-am fixat asupra acestei cărți este faptul că Trabal avea multe pisici, ajunsese la 12 la un moment dat. Eu n-am detenta felină de Trabal, că la mine record la 6. Dar Trabal stătea la case sau la bloc. Poate că și asta e o scuză. Și a existat un motiv pentru care am ales cartea asta. Pentru că este scrisă de un om care nu s-a ipostaziat nici în conștiință de veche, nici în scriitor căruia îi se lucrează acum la monument, la statuie. El vine, deși a absolvit o facultate de drept la Universitatea Carolingiană, el vine de undeva mai de jos sau cel puțin se clasează pe o traiectorie foarte telurică. E omul celor 100 de meseri, a făcut de toate. Și faptul ăsta m-a făcut să-l compar, știută fiind înținația mea spre frivol și spre sport, m-a făcut să-l compar cu o figură totemică a sportului din Cehoslovacia, de acum câteva decenii, Emil Zatopek. Emil Zatopek este una dintre marile figuri ale atletismului cehoslovac și este un Trabal al sportului. Cei doi și cheamă oarecum ca figură. Sunt amândoi foarte urâți, foarte inestetici, la primă ocurență. Când îi vezi, nu-ți vine să te îndrăgostești de trăsăturile lor. Zatopek avea un fel de a fugi hiperstimonosit, scotea o limbă de doi poți, vedea din toate, era urât, era disgracios, vedea impresia că e în procesul dezagregat, tot timpul. Și câștiga. Și a fost singurul sportiv pe știința mea, până în ziua de astăzi, care a reușit să câștige 3 medalii de aur olimpic la 5.000 de metri, 10.000 de metri și maraton în 52 la Helsinki. Ei bine, Trabal e tot de acolo. A fost folosit ca material de propagandă, a fost remorcat, anexat pe tot felul de agende sociale. A fost un om care i-a reprezentat pe cei, fără să-și propună să o facă. A fost un om la care cei s-au raportat la fel ca la Zatopek. Zatopek a fost unul dintre oamenii care au pus flori pe țevile puștilor în mișcarea pe care o știu și despre care poate că o să vorbim. Și a fost primit în 68 într-o mină de urani. Și faptul că a murit mai devreme decât ar fi cuvenit un om cu calitățile lui fizice, ține de pedeapsa pe care a primit-o. Trabal nu a avut tipul ăsta de pedeapsă. Trabal a fost un om atacat. Nu a fost un adorat al lumii culturale din Cehia, a fost un om care i s-au reproșat foarte multe lucruri. Un om care a fost arătat cu degetul, un om care a fost acuzat de partizan, de concesii enorme, pentru că, dacă nu accepta concesiile astea, n-a putut să publice inclusiv scrisoarea asta. Scrisorile sunt scrise în perioada 1989-1991, deci vin pe o falie istorică și, cum spuneam, trimit în mai multe direcții. Sunt 3 cicluri, fiecare de sine stătător, ele oarecum comunică între ele, dar par să aibă și are fiecare dintre ele amprenta ștampila cuvenită. De ce despre Cehia? Pentru că Cehia, deși a avut o mișcare de mentalități, de disidență, de subteran, de underground, a fost privită cu destulă distanță chiar și de unii analiști occidentali, unii mai spirituali decât e cazul.
Unul dintre ei a spus la un moment dat o vorbă care a rămas celebră, și anume că Cehia este tipul de țară care nu se amestecă nici măcar în propriile treburi interne. Sigur că a butat, e foarte frumos, dar în momentul în care vezi că acolo înfloresc niște forme de rezistență de tipul The Plastic People of the Universe, despre care poate că o să vorbim, ne dăm seama că filonul ăsta al conștiinței sociale, al spiritului civic, al fronte, până la urmă, al unei culturi a protestului, au germe bine sădit în solul cer. O altă formulă, care iarăși a făcut vogă, este că Middle Europa, Europa Centrală, este un concept înțeles doar de meteorologi. E când prezintă harta lumii, ajung la Europa Centrală și acolo se simt familiar. În afară de asta nu știu altceva. Știu de dorsala anticiclonului azoric sau de alte bazaconii meteo pe care le pot recita cu privire la vremea din spațiul Cehiei și Slovaciei. Dar dacă îi scot din meteo și îi pui să discute despre altceva, nu prea știu. Am ales scrisori pe Dubenza pentru că este testamentul unui om cu foarte multe rădăcini literare. E un om care a citit filozofie, un om care a citit poezie mult, e un om care a devorat clasicii ruși, dar și poezia rusă de tipul Senin. E un om care a trecut prin Kierkegaard, un om care a trecut prin Hegel, prin Heidegger. De fapt, el chiar preia destule formule foarte frumoase din acești oameni și face din ele punctul de plecare pentru anumite eseuri. Să nu așteptați, cei care sunt în arșificația, să nu așteptați o poveste de dragoste. Nu e. Evident, există și exprimări de sentimente, dar cartea este, de fapt, adresată teoretic Dubencăi și practic celorlalți. Dubencă este ultimul destinatar. Este cel de pe copertă, dar cel mai puțin important. Din punctul meu de vedere, cartea asta mi se adresează nouă. Sigur, dacă eu aș fi fost fraza, ceea ce din fericire nu s-a întâmplat, aș fi ales alt destinatar. Bun. Cei care au citit cartea nu vor contrazice, evident. Eu aș fi ales una dintre pisici drept destinatar. Adică mie, pisoiul negru Cassius, mi s-a fi părut Adrian cu pop, ideal pentru ceea ce a vrut Hrabal să facă. Spuneam despre carte că ne dezvoltă un tip de conștiință în alert. Un om febril, un om care nu și-a adresat febrilitatea în demonstrații de astea de circunstanță sau în demonstrații în care să fie presa de față și să-l vadă ce viforos e când critică una sau alta. Nu. E un om de tavernă. E o vietate de asta de terasă, de cârciumă. Este un om care a petrecut o bună parte din viață bând bere la Tigrul de Aur. Tigrul de Aur este una dintre pivnițele etilice ale Pragei, cum Praga are și milioanele. Acolo, el a fost ceea ce un englez a numit cerșetorul galant al comunității, sau cerșetorul generos al comunității. Era un om cu urechea mereu deschisă spre ceea ce se întâmpla în jur. Și n-a făcut din atitudinea lui publică rezultatul unui program, al unui plan foarte bine pus la punct. Nu. Ăsta a fost. E un tip perfect integrabil în ceea ce a reprezentat spațiul CEF din decenniul 7 până prin anii 90. Cartea este pentru unii ușor de citit, pentru alții ceva mai greu de citit, pentru care o frază luxuriantă, o frază sud-americană, o frază câteodată a la Thomas Mann, câteodată joiciană, el cochetează în anumite părți din carte cu flusul de conștiință, se vede provizia de Joyce, care este una dintre figurile iconice și pentru Cabal, se vede provizia de Virginia Woolf, se vede școala de la Bloomington, se văd multe lucruri care țin de teoria literaturii și de strategiile narrative. Dar dincolo de asta, eu cred că e o carte care merită citită. Dacă puteți citi, cine poate citi în original, e și mai bine.
E o carte care merge citită pentru aportul ei de idei. Sunt foarte, foarte multe idei. Este o febră de transmitere a mai multor mesaje absolut fascinantă. Și este o carte care îți dă imagini. Sunt imagini aparent, știu eu, nespectaculoase. Dar pe care, după ce le prelucrezi în laboratorul personal, îți dai seama că sunt imagini care ascund comori. Una dintre ele este a pragei văzută ca un lac al lepetelor, lung de câțiva kilometri. Pentru cine n-a fost la Praga, imaginea e stranie. Pentru cine a fost, oamenii care au fost știu că pe malurile Vltave există colonii de lepete. Care sunt și astăzi acolo? Nu au dispărut, la ultimul recensământ, numărul era tot acela de la... Emigranții români au preferat alte... Preferat la capitală, da. Mișcarea lui Ebel s-a dovedit că e toxică, nu face. O altă imagine care răsară de undeva din nicăieri aparent este a unor oameni care prind porumbei cu plasă. Și în plasele acelea se văd piciorușele porumbeilor, se văd ghearele deschise și se văd ochii. Porumbeii sunt niște păsări foarte rele. Lumea știe, vorbește despre ele în cheia pacifismului, porumbelul păcii, mergem la Biblie. Nu, porumbeii este al dracului, îți scoate ochii, dacă poate. Porumbeii scot ochii unii altor. Imaginea este o imagine foarte puternică a securității cehii, a oamenilor care arestau, confiscau, distrugeau. Aparent o imagine inofensivă, o imagine eventual poetică. Vedem un om care recoltează porumbei. Dacă am fost crescut într-un oraș ardelenesc sau comerțian, cum e Timișoara, unde sunt zeci de porumbei, sute de porumbei care îi îmbracă pe copii, se așează în jurul lor și le primulez firmituri de pe cap, ne revoltă de imagine. Este un scandal. De fapt, este o trimitere la forțele care au intervenit brutal și în 68 și în 89, ceva mai puțin brutal în 89. În fine, o altă imagine este imaginea unor fete care în... Aici o să vă rog să insistați. Sunt mai multe imagini cu fete. Imaginea unor fete care, imediat după alegerea lui Václav Havel, îi văd afișul într-o vitrină de magazin și desenează inimi cu ruj pe afiș în jur. Este o imagine senzațională. Pentru că, aparent, ai de-a face cu o formă de chici, o manifestare de pseudo-artă. De fapt, este toată prețuirea pentru una dintre figurile legendare ale Cehoslovaciei și ulterior ale Cehiei. Și firește că asta ne aduce înapoi în România, pentru că de asta am ales cartea. Ce se întâmplă cu România? De ce n-a avut un Havel? E una dintre întrebările care ne-au chinuit 10-20 de ani, de ce n-am avut și noi un Havel? Foarte puțini au fost cei care au spus, dom'le, noi am avut mai mulți Havel. N-am avut poporul echipat, n-am avut electoratul echipat să primească un Havel. Am avut un electorat cu niște forme de dresură, cu niște sechele de judecată, cu niște primitivisme de gândire, care a decis altfel. Dar un Havel exista aici, poate chiar mai mult. Poporul ceh al lui. Poporul ceh n-a prea fost aici la noi. Era un banc pe vremuri, pe vremea când măcelăriile ceaușiste erau goale, intră un ceam niște cărnați care se chemau polonezi. Și intră unul în măcelărie și întreabă, polonezi aveți? Și măcelarul zice, dacă am avea niște polonezi. Trimiterea fiind la solidaritatea din Polonia, mișcarea de la începutul anilor 80. Ei bine, umorul ăsta apare și în cartea lui Hrabal. Există tot felul de săgeți de genul ăsta, săgeți ironice. Dar cred că nu ironia este principalul instrument pe care îl folosește Hrabal, ci testarea memoriei și încărcarea memoriei. E o carte care se adresează memoriei și care ne pune pe noi în ipostaza unui spectator care revede un film istoric. Filmul acela istoric poate fi început de fiecare de unde vrea. De unii de la Jan Hus, de alții de la Rudolf, de alții de la Carol al IV-lea, de alții de la ocuparea Cehoslovaciei de către Hitler, la alții din 68.
În ultimele decenii, parcă există o formă de suprapunere între istoria Cehoslovaciei și istoria României. De altfel, Hrabal chiar amintește și de România, e adevărat că un singur rând sau cu două rânduri face o trimitere la tinerii de la Timișoara din fața catedralei și spune tinerii desculți și ne dăm seama că de fapt este un limbaj metaforic, ei nu erau desculți, și era decembrie și nu erau scăpați din internat. Însă punctul nodal, după mine, este momentul 68. Momentul 68 care iarăși joacă într-un fel pentru Cehoslovacia și în alt fel pentru noi. România a avut atunci o atitudine care a contrariat și care a sedus pe multă lume și care a sedus poporul român în primul rând. În 68, pentru cine nu are legăturile făcute, dar cred că cine nu noi le-au, URSS-ul intră în Cehoslovacia. De ce intră în Cehoslovacia? Pentru că în Cehoslovacia președintele Dubček optează pentru un program de relaxare, pentru o deschidere occidentală. Cehii care aveau o materie primă bună, fertilă pentru așa ceva, primesc cu toată bucuria propunerea, spațiu cultural, spațiu de mentalități, ideologia se dezviază, apar filme cutezătoare, apar cărți, apar traduceri, apar mari filozofi, apar mari gânditori. În momentul în care la Moscova se aprinde becul roșu și Brejnev aduce aminte pactului de la Varșovia că suntem totuși în război rece și că fiind în război rece cu tovarășii americani, ultimul lucru de care avem nevoie este un țesut moale aici în Cehia. Este o zonă aproape de Occident, e aproape de Austria. Nu avem voie să lăsăm așa ceva să se întâmple. Și atunci se pune în vedere lui Dubček să revină asupra deciziei și să năsprească, să strângă șurubul la loc. Ceea ce Dubček nu face. Și atunci Uniunea Sovietică invadează pur și simplu Cehoslovacia. Cu trupele pactului de la Varșovia, mai puțin România. Nicolae Ceaușescu este în piață aici și spune în august 1968 agită refrenul neamestecului întrebările interne, dar de data asta e o lozincă bine folosită, într-adevăr. Nu e treaba noastră ce se întâmplă cu literatura tradusă în Cehoslovacia. Pentru asta, și cei care sunt de vârsta mea sau mai în vârstă ca mine, știu că atunci, în 1968, lumea s-ar fi dus după Nicolae Ceaușescu, indiferent ce le-ar fi propus. Deci l-ar fi urmat orbește. Cu niște exerciții de manipulare tipice, românul ar fi făcut absolut orice ar fi să duce Ceaușescu atunci, pentru că imaginea lui a fost imaginea unui mare răzvrătit împotriva pactului, împotriva marelui urs. Noi, o țară mică, da, și veselă, ne ridicăm împotriva celor care ne invită să ocupăm o țară membra pactului de la Varșovia. Asta a fost o chestie care pe mulți i-a suprit. În siajul acestor evenimente, după ce tot în 68 Emil Zatopek pune o garoafă într-o țeavă de pistol mitralieră și e trimis la minele de uraniu, se înființează grupul Plastic People of the Universe, care este o trupă care trece pe aici prin carte, este pomenită de două, trei ori, dar lumea nu reține față. Unii dintre oameni nu trec un pas mai. Trec un pas mai, sunt pleonat, evident. Trec și nu observă că acolo e ceva în trupa aia. Plastic People of the Universe este o trupă de muzică underground. I-am ascultat acum, înainte să vin la întâlnirea cu dumneavoastră, sună șol, cum zicea Deleanu, că sunt destul de bizar. Îi vezi cântând în localuri, prin subsoluri, cu tot felul de grupii, ăștia pletoși, lățoși, cu cercei, cu inele, cum se poate. Dar ei trimit un mesaj. Mesajul este de cuplare la Occident și de libertate absolută. De ce Plastic People of the Universe? Pentru că Plastic People este numele unei piese din repertoriul lui Frank Zappa și Mothers of Invention. Oamenii ăștia erau mari amatori de Frank Zappa și de Velvet Underground. Ramificațiile lor muzicale din muzică progresivă mergeau în direcțiile astea. Ori pe unul dintre discurile
There is Mothers of Invention, absolutely free, se găsește un cântec care se cheamă Plastic People. Iar ei, ca formă de protest împotriva ceea ce se întâmplă, împotriva unei vieți de plastică, unei vieți la conservă pe care vă propune regimul, își iau această denumire, Plastic People of the Universe. Și ajung să cânte pe versurile unuia dintre mari autori de literatură subversivă din literatura cehoslovacă. Ba chiar scot un disc, unde în loc de un disc trimitere la Southern Lonely Pepper Hearts Club Band, aici este Happy Hearts Band, dar band nu ca trupă muzicală, ci ca trecutul de la to band, a interzice. Moment în care autoritățile se curentează din nou, ce-i coști totuși? Adică, ok, ne-am făcut că nu-i vedem. I-am lăsat să cânte bățărașul meu, da. Până la urmă, ei ne dau cu toporul în cap. Fac niște concerte enorme, la aceste Budăioviță, printre altele, dar și la Praga, iar în 76 sunt arestați. Măsura este aparent fără mari semnificații. Au mai fost artiști închiși. Dar după arestarea celor de la Plastic People, Václav Havel și alți oameni de inițiativă civică scriu Carta 77. Deci Carta 77 s-a născut din arestarea unei formații de muzică progresivă. Sigur, celălalt element care apare în carte pregnant este elementul Jan Palach. Este urmarea tragică a ceea ce s-a întâmplat în 68, în 1969. La începutul anului, Jan Palach își dă foc. Este un student, are 23 de ani, și își dă foc un semn de protest față de intervenția sovietică din Cehoslovacia și moare. După 2-3 luni, Jan Zajc, un alt student, tot ce imită gestul lui Jan Palach. Memoria e caragioasă și îl reține doar pe Palach. Pe celălalt, pe al doilea, multe documente nu-l pomene. Dacă te duci la Praga, vezi în centrul orașului, lângă piața Venceslas, o plăcuță comemorativă în care sunt fotografiile și datele de naștere și de deces ale anului, e adevărat. Dar de obicei, lumea îl ține minte numai pe Jan Palach și, pentru că tot vorbeam de corespondențe cu România, îl compară cu Liviu Bacăș, cu cel care și-a dat foc pe pârtia de la Poiana Brașov și care a obținut de la onor poporul român, ceea ce obțin din cei oameni de atitudine. O uitare adâncă. Dacă ieșiți pe stradă și întrebați 20 de oameni cine a fost Liviu Babeș, nu știu dacă vă răspund 4 dintre ei, dar mă îndoiesc. Dacă mergeți tot aici prin București și întrebați lumea cine a fost Călin Neneș, s-ar putea să fiți priviți cu expresie de oarecare compătimire. Nu joacă la Steaua. Nu joacă la Steaua, n-a apărut cu Bianca, nu are legături și atunci le expediem undeva într-un ungher, pentru că prin planul e ocupat de alte figuri. Cam asta este cartea lui lui Fabal în două vorbe. Mi-am notat o grămadă de lucruri aici, n-am pomenit niciunul dintre ele, pentru că, de obicei, asta este testul de paranoia pe care îl poți da față de, ca să afli grasul de paranoia oricărui om, e cu un microfon în mână. Și îl lași în pace și te lămurești repede dacă omul e îndrăgostit de sine sau dacă, pur și simplu, n-am mai văzut un microfon până acum sau dacă își închipe că îl vede mama cu ocazia asta. N-aș vorbi mai mult acum. Și aș lăsa discuția să meargă de aici, răspunzând întrebărilor dacă ele există și completând atunci când, știu, va fi cazul. O să reacționez la cel puțin unul dintre lucrurile pe care le-ați spus. Ați pomenit la un moment dat despre felul în care e construită fraza la Hrabă. Și ați spus că există un C. Thomas Manesc sau Joyce Ian. Ce o să fac acum este să, o să fie, că o să vă citesc pur și simplu prima frază din carte, unora ca să vă aduc aminte, altora ca să vă aduc la cunoștință, și să elaborez un pic în marginea diferențelor de construcție sintactică dintre un text de Hrabal și un text de Thomas Mann, Proust și așa mai departe. Haideți să ascultăm.
Și vă fac invitația să fiți atenți nu la ce să spun, ci la cum e formulat textul. Zice chiar prima frază din carte. Uneori, când mă trezesc dimineața și mă dezmeticez din negurile amețelei, mă doare întreaga încăpere, toată vizuina mea, mă doare priveliștea de la fereastră. Copiii merg la școală, oamenii se duc la cumpărături. Fiecare știe unde trebuie să meargă. Numai eu nu știu unde aș vrea să mă duc. Mă îmbrac apatic, mă împiedic. Țopăi într-un picior când îmi trag nădragi. Mă duc să mă bărbieresc cu mașina electrică. De atâția ani când mă bărbieresc, nu mă uit la chipul meu din oglindă, mă bărbieresc pe întuneric sau după colț, șed pe un scaun de pe coridor, iar priza este în baie, nu mai îmi place să mă uit la mine însumi, deci asta e o frază, da? Mă sperii de privirea din oglindă, mă doare chiar și propria privire, zăresc în ochi mahmureala de ieri, nici nu mai mănânc, numai o cafea și o țigară, stau la masă, uneori mi se frâng mâinile și uneori îmi repet, hrabal, hrabal, bohumil hrabal, ai reușit, în sfârșit, ai atins culmea deșertăciunii, așa cum ne învață și Lao Tzu al meu, și totul mă doare. Mă doare și drumul cu autobuzul, mă doare și tot autobuzul, îmi las vinovat privirea în jos, mi-e teamă să mă uit în ochii oamenilor. Uneori îmi încrucișez mâinile și le întind în față, pentru ca oamenii să mă aresteze și să mă ducă la securiști, pentru că am un sentiment de vinovăție din cauza singurătății mele nezgomotoase. Pentru că doare nu numai scara rulantă care mă duce în străfundurile iadului, mă dor și privirile oamenilor care urcă. Toți au unde să meargă, în timp ce eu am atins culmea deșertăciunii și nu știu încotro să mă îndrept. Prin urmare, asta e o frază. Nu există punct. Între toate secțiunile de text pe care le-ați auzit, există cel mult o virgulă timidă. Și pentru că domnul Paraschivescu s-a oprit și dânsul asupra felului în care sunt construite frazele la hrabal, o să-mi iau libertatea să vă citesc o frază de asemenea lungă, aleasă întâmplător din Proust, din al doilea volum al Încăutării timpului pierdut, pentru că apoi, deși nu o să mai fie cazul, pentru că o să simțiți singur diferența, să fac o mică analiză de distincție. Cum intră Proust în partea a doua a celui de-al doilea volum din Încăutarea timpului pierdut? Tot o singură frază. Când eram sub influența farmecului unui chip nou, când nădăjduiam că voi cunoaște cu ajutorul unei alte fete catedralele gotice, palatele și grădinile Italiei, îmi spuneam cu tristețe că iubirea noastră, ca iubire a unei anumite făpturi, nu este poate ceva foarte real, de vreme ce, dacă asociații de reverii plăcute sau dureroase pot să o lege un timp de o femeie până la a ne face să ne gândim că ne-a fost inspirată de ea în mod necesar, în schimb, dacă ne desprindem în chip voluntar sau fără știrea noastră de aceste asociații, acea iubire, ca și cum ar fi dimpotrivă spontană și ar veni doar din noi înșine, renaște pentru a se dărui unei alte femei. Deci avem două fraze deopotrivă de lungi. În orice caz, două fraze nefiresc de elaborate. Numai că ați sesizat și voi. În fond, la Proust avem cu adevărat de a face cu o frază. Există o propoziție regentă și există o arborescență de propoziții secundare care stau ca accesoriile pe lângă un lucru esențial. Există o articulație internă în fraza lui Proust. Există o modulație. Frazele fac bucățile de frază fac sistem unele cu altele. Astfel încât, în genul ăsta de text, fiecare frază e un cosmos. Toate elementele de acolo se îmbină unele cu altele și produc ceva coerent. La hrabal, dimpotrivă, avem un soi de izbeliște, de dezordine. Segmentele de frază nu fac sistem unele cu altele. Se referă la lucruri complet diferite, se țopăie tematic de la un rând la altul și nu există operatori de tipul dar, în schimb, pentru că, ca și cum,
care să lege diferitele segmente de frază și să le fac astfel încât împreună să arate ca un cosmos. E limpede ce zic? E fuga lui Zapata. Da. Pur și simplu, scris dezarticulat. Pur și simplu, hrabală, în loc să pună punct după fiecare propoziție, pune virgulă și avem de-a face cu un soi de flux continuu, în care de la un rând la altul se sare la cu totul altceva și așa mai departe. La Proust, dimpotrivă, avem aproape fraze matematice. Totul e construit, cum să zic, arhitectural. Prin urmare, da, sunt de acord cu ceea ce spun toate recenziile pe care le-am citit, și anume că fraza lui Hrabal este lungă, dar în niciun caz nu aș împinge lucrurile atât de departe încât să spun că fraza lui este prustiană. Nu e vorba de așa ceva. Al doilea lucru pe care vi l-aș spune și cu asta termin, în legătură cu această primă frază, care e semnificativă în multe feluri pentru tot restul. Pe coperta a patra cărții, Mircea Cărtărescu, care ieri a primit un premiu Baban de aproape 20.000 de euro, îi transmit prin telepatie acum aici toată invidia mea, spune așa. Sunt eurocanadieni. Bun, atunci m-am mai liniștit. Spune Cărtărescu despre Hrabal. Hrabal este o uriașă descoperire a mea din ultimii ani. Unul dintre acei autori pe care aș vrea să-i citesc integral, fără să sar nicio carte, niciun rând. Editorul român, Curtea Veche, nu precizează de unde sunt luate vorbele astea. Ele sunt luate din al treilea volum publicat de Mircea Cărtărescu, din jurnal, e vorba de Zen, a apărut în urmă cu 4 ani, dacă nu mă înșel, și acolo există un întreg paragraf despre măreția artistică a lui Hrabal. Ce mă interesează acum să vă spun e doar că un autor român foarte important îl admiră mult pe un autor ceh foarte important. Vreau să vă spun că există pasaje în cartea asta care aduc cu adevărat aminte de Cărtărescu. Există fraze cărtărescene, nu neapărat prin construcție, ci prin conținut. Cine a citit Cărtărescu și poeziile din anii 80 și proza din anii 90 și de după aceea, știe că raportul pe care el îl dezvoltă cu Bucureștiul seamănă foarte mult cu raportul pe care Hrabal îl dezvoltă cu Praga, cel puțin în această primă frază. Dacă vă aduceți aminte, Hrabal spune, mă doare autobuzul, mă dor scările rulante. Altfel spus, ființa lui, corpului, se dilată și incorporează cumva Bucureștiul până la a se putea vorbi de o identitate între el, ca individ, și Praga ca oraș. Exact același lucru vă spun se întâmplă la Cărtărescu. Sunt nenumărate imagini în literatura lui, în care pur și simplu Cărtărescu, din micul apartament în care se află, Ștefan cel Mare sau mai știu unde, se dilată și ajunge să se confunde pur și simplu cu București. Există un poem în care marile clădiri ale Bucureștiului, Palatul Telefonelor, bună oară, care nu e departe de aici, e perceput ca un soi de organ al corpului lui Cărtărescu. Exact cum pe Hrabal dor scările rulante din Praga, tot astfel la Cărtărescu, elementele Bucureștiului devin elemente ale propriului lui organ. Deci Cărtărescu nu doar că îl admiră pe Hrabal, dar într-o anumită măsură și seamă. Asta am vrut să spun în primă instanță. E unul din motivele pe care am uitat să le trec în momentul când am ales Hrabal, pentru că pe coperta a patra, într-adevăr, este acest decupaj din Mircea Cărtărescu. Și deasupra lui e o etichetă pe care o pun lui Hrabal, Julian Barnes, care e un autor la care eu țin foarte mult și pe al cărui flash critic merg în momentul în care un autor de dimensiunea lui Julian Barnes spune despre Hrabal că este un autor super, am convingerea că n-a vorbit sau n-a scris-o din complezență, ci că ăsta e adevărul. Mi-aduceam de exact, fraza aceea n-are nimic prustian, să ne amintim că Flaubert își citea cu voce tare frazele și dacă ceva din frază contrazicea respirația naturală a autorului, omul relua fraza. Corect. Era o coincidență perfectă între respirația lui Flaubert și respirația frazei. La Hrabal nu există așa ceva. La Hrabal, am spus, există tavernă multă,
Sunt absolut convins că multe pagini au fost scrise cu halbe și halbe și halbe. Se vede diferența de tensiune, se văd puseurile, crampele, se văd neliniștile pe care ți le induce la un moment dat starea asta. Însă foarte interesant mi se pare felul în care ei trimit, nu în patetic, ci în lucidul cel mai dur, lucruri pe care noi le expediem în glumă, în, știu, în frivol, în surătate, în derizoriu. În momentul în care s-a inventat formula Revoluția de Catifea, apropo, inventatoarea este traducătoarea personală a lui Václav Havel, Rita Klimova, care are origini românești. Deci ea a fost femeia care a inventat expresia Revoluția de Catifea. Este o expresie foarte frumoasă, da? Care s-a bagatelizat. Fiecare lucru folosit în exces duce la banalizare și la bagatelă. Ei bine, a venit și românul cu contribuția lui și în România, imediat în 90, s-a vorbit de Revoluția de Telemea. Da. Fraza este a lui Mircea Dinescu, expresia este a lui Mircea Dinescu. Sigur, e foarte frumoasă zicerea, da? Cum rimează Revoluția de Catifea cu Revoluția de Telemea și de ce Revoluția de Telemea? Pentru că, povestește Dinescu, atunci în 90, când era forță să păstrez, când ne pupam toți unii cu alții fără să ne cunoaștem, a venit o doamnă la mine și a spus: domnul Mircea, ne știm de la coadă la brânză. Și așa a apărut Revoluția de Telemea. E un moment fundamental în viața unui om când ia brânză. Absolut. Da, da, da. Adică expresia mare brânză capătă cu tot alte valențe înainte de 89. Mai vreau să vă dau cele trei lucruri pe care le spune Hrabal la o întâlnire cu studenții, cu niște studenți cărora le duce bani de băutură. Dar ducându-le bani de băutură, aici există un simbol în toată. Suflet mare. Da. El le spune următoarele lucruri, le spune un lucru care revine obsesiv în carte, vorba lui Hegel: trăiește doar acel popor care are puterea să întinerească. Le spune că răul tropăie pe când binele abia se auge și le dă un citat din Lao Tzu: a lua în derâdere revolta poporului înseamnă a-ți pierde bijuteriile. Depinde în ce fel interiorizezi lucrurile astea. Ce și-au știut să facă? Noi cred că încă avem niște restanțe pe care nu știu când o să le luăm, dacă o să le luăm. Mă tot bântuie o întrebare: cum e sau cum ar fi fost preferabil să citești cartea asta ajungând la Praga sau în absența unei amprente turistice a locului? Nu-mi dau seama. Recunosc că n-am făcut exercițiul ăsta și așa și așa. Da. Întâmplător am citit cartea după ce am fost deja la Praga. Da. Și cred că e o lectură foarte familiară. Pentru că Praga e unul din marile aspiratoare de turiști, un oraș americanizat, sunt o grămadă de întrepătrunderi între Cehia și America, cu picanteriile cuvenite, Shirley Temple, ambasador la Praga. Da? Serios? Da? Da? Madeleine Albright, secretarul de stat al lui Clinton, de origine cehă. Sunt orașele cehe, alveolele cehești din America, unde se mănâncă niște chestii înfiorătoare, cu afumătură, cu pâine fiartă, nu știu ce sosuri, niște chestii, niște forme de război civil pe care cehii au reușit să le gătească și le gătesc în continuare, dar e foarte greu să te desprinzi de farmecul orașului ca atare. Nu știu câți dintre dumneavoastră au fost la Praga, cei care n-au fost, nu știu, le țin pumnii să ajungă cât mai repede, să stea cât mai mult. Atenție, în iunie poate fi frig. Altfel însă, orașul este absolut seducător și este un oraș care, prin felul în care a fost gospodărit și reconstruit, spune ceva despre, știu eu, influența germană asupra cehilor. Vâltava ieșea tot timpul din matcă și inunda cartiere întregi. Moment în care praghezii în secolul al XIV-lea, tehnologia de atunci, au supraînălțat orașul, dacă puteți crede. Da? Deci am fost în primăria din Praga, care chiar începe la celebru turn astronomic, ceasul astronomic, unde vin turiștii japonezi și mitralează cu aparatele, să nu vă duceți acolo ceva, să calcă în picioare, că la ora fix să ies niște figurine cu moartea, cu coasta, da? E un chici notoriu,
Dar o vizită în primărie este bună pentru că în subsolul primăriei avem bucăți din orașul vechi, unde trăia lumea acum 600 de ani. Deci nu-i bine să crezi că mergi acum în Praga, că de fapt Praga era cu 5 metri mai jos. E un efort. Noi ne toți cufundăm, dar drumul sus nu prea. Nu prea-l găsim, da. Și nu știu, eu am citit cartea asta vizualizând foarte puternic. Știam unde e stația de metrou Muștec, unde e Florence, unde e Validovna, unde e Clementinum, unde e Dolfinum. Nu mai vorbesc de podul Carol. Podul Carol, la podul Carol trebuie programat ca să te duci pe el. Dacă, mai ales vara, când vin cele 14 miliarde de americani, nu poți. Dacă nu te duci dimineața la 6-6 jumate, dacă ai întârziat până la ora 10 să te duci pe podul Carol, e inutil. Stai la un capăt al lui, vezi o mare de oameni și te întorci. Și a doua zi pui ceasul și te duci să-l vezi așa. Asta să știți, cu americanii e un fenomen la Praga. În anii 90, în anii 2000, un fenomen absolut atipic, absolut imprevizibil, a fost că tineri americani se mutau din orașele lor în Praga. Mii de oameni de 20-25 de ani, fără nicio legătură cu Cehia, fără nicio chemare către locul ăla de lume, și-au părăsit țara și-au campat la Praga. E un fenomen straniu. Gândiți-vă că în 2015 o să se întâmple că 5.000 de suedezi să hotărăsc peste noapte să ia pasal Bucureștiu. Bun, asta ar fi un lucru minunat. Pot să adaug și universul irlandez aici, pentru că există și experiența Dublin. Pe mine m-a marcat Dublinul și m-a marcat mai atât. E redat aici anecdota lui Samuel Beckett, el o povestește. Beckett era un irlandez convins care a declarat la un moment dat, nu sunt englez, din potrivă. O declarație care a făcut vogă. El povestește întâmplarea cu clientul și cu croitorul. Asta mi s-a părut senzațional pentru genul de umor care luminează și discuția și flecăreala asta a cehilor cu clientul nemulțumit care vine și spune: „Dom'le, te-am rugat să-mi faci perechea asta de pantaloni, durează de nu știu când, abia acum Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, tu mi-ai făcut o pereche de pantaloni în 6 luni.” Și croitorul spune: „Ce? Da, uitați-vă la lume cum arată, uitați-vă la lume.” Deci universul irlandez. Eu o să spun un ultim lucru pe care cumva l-am omis la început despre domnul Radu Paraschivescu, pentru că e cazul să îi mulțumim că a fost astăzi alături de noi. Și dumnealui probabil o să închei spunând ceva despre Hrabă, ca să fim nu despre dumneavoastră. E limpede din tot ce am spus la început despre domnul Paraschivescu. Și anume că e traducător, prozator, eseist, antologator, editor, gazetar sportiv și așa mai departe. Că avem de-a face cu un om harnic. În România, sârbul, conștiinciozitatea, nu e chiar cea mai respectată dintre valori. Până la hărnicie avem multe, multe alte calități omenești pe care jurăm. Aș spune că hărnicie e o valoare protestantă, îmi vine cuvântul ăsta pe buze, pe care o ilustrează foarte puțin români și pe care eu țin să o arăt cu degetul. Există atât de puțină hărnicie în România, încât ea trebuie indexată, trebuie arătată, și anume lăudată pentru că există. Însă lucru straniu despre Radu Paraschivescu e abia următorul. Știm cu toții cum arată un om harnic. Are ceva stahanovist, are ceva sumbru, are ceva pornit, precipitat. Lucru bizar în legătură cu domnul Paraschivescu e că dânsul reușește să fie harnic într-un regim distinct. E un om sârguincios, dar foarte bine dispus. Faptul că harnic fiind reușește să nu fie grav, solemn, apăsat, înnegurat, mi se pare o performanță amețitoare. Să reușești să lași în spatele tău defilee de muncă și totuși tu să fii o natură luminoasă, bine dispusă, cu buzunarele doldora de glume, e o performanță, iarăși, neromânescă. E un fel
de a spune că vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mă bucur foarte mult că am discutat. Știu că e Sfântul Nicolae, nu e ziua cea mai bună în calendar. Da, explic. Vă mulțumesc pentru vorbe și le și deslușesc. E foarte simplu să fii bine dispus când faci numai ce-ți place. Pe de altă parte, e relativ simplu să fii harnic când ți-ai suspendat viața personală. Deci eu nu sunt o creatură de club, de, prelungi șuete la terase. Sunt un om care îi place să stea și să lucreze. Sunt un om care, întâmplător, face doar lucruri plăcute sau care lui îi plac. Da? Adică lucrez într-o editură populată cu oameni ok. Am niște colaborări la un post de televiziune care iarăși este decent, e spălat și nu pe creier. Mergem și traducem și scriem. Nu știți cum era, sau poate știți cum era unii dintre dumneavoastră, cum era să vrei să scrii, să publici ceva înainte de 89, să nu poți. Eu pot să public. Ba chiar nu trebuie să mă înscriu pe o listă de așteptare. Sunt propria mea pilă, lucrez la Humanitas și public la Humanitas. Traduc pentru că mi-a plăcut să traduc, mi-a plăcut să fac cascadorie textuală. E un lucru pe care l-am deprins din facultate. Așa că e destul de ușor, nu e, da. Nu e o cruce pe care o duc. Nu mă simt răstignit niciun fel, mă simt răsfățat, asta da. Deci am în permanență conștiința faptului că mă iubește Dumnezeu. Asta o spun fără ipocrizie. Apoi, am avut exact impresia pe care ați avut-o dumneavoastră, și anume de om care scrie așa cum e. Adică nu și-a negociat scritura, nu și-a confecționat-o, n-a făcut-o să răspundă unor canoane, este înscris așa cum este în viață. Și în viață spune pășleau, da, domnule, n-am semnat cartea 77, păi să fii sănătos. E Havel a semnat, bravo lui. Eu n-am semnat, păi dar tu de ce n-ai semnat? Pentru că am vrut să scriu. La fel este și înscris. Deci nu spune, mă, ce-ar fi să fac eu acum un paragraf a la Vargas Llosa? Dar ce-ar fi să scriu eu acum ca mai știu eu cine? Joyce, nu? Joyce e o miză. A avut o grămadă de imitatori. Nu, el are respirația propriei vieți pe care și-o pune în carte. În încheiere aș mai spune foarte puține lucruri. Unu, cei care n-au căutat încă pe Google sunt invitați să o facă și să-l vadă pe Hrabal la masă cu Clinton și Madeleine Albright. Și cu Havel. Da. Este o poză celebră, apare pe o grămadă de site-uri, pastați, Hrabal, Clinton and Havel. Ei sunt la Tigru de Aur, evident, unde cred că au intrat printr-o intervenție, printr-o pilă a lui Hrabal, pentru că ăla e un loc în care foarte greu prinzi o masă. De obicei nu o prinzi și ești trimis undeva la bar, unde stai în poziția masai mai degrabă și aștepți să ți se aducă o bere, pentru că există niște mușterii aceiași, care par să fi preluat mesele de la părinții lor, cum se transmit abonamentele în campionatul Angliei. Străbunicul a făcut abonament și acum stă nepotul merge și vede meciul Newcastle. Așa e și acolo. Deci oamenii sunt tot timpul, mai ales după masă. Indicația unui reporter englez este să fii la Tigru de Aur imediat după ora 2. Pentru că dacă ai venit la 4, poate te-ai pierdut. Acolo, la Tigru de Aur, unde la ora asta există un cap al lui Hrabal, de bronz sau din ciofi, acolo este Hrabal în postura anfitrionului care îi găzduiește pe Havel, pe Madeleine Albright și pe Bill Clinton. Și îl veți vedea pe Hrabal care este de departe antistat din toată povestea, și are o figură de birtaș, de magazioner, de fochist. Cărcător de scărcător. Exact, arată orice, numai a scriitor. A scriitor îl vezi pe Vargas Llosa cu superbia lui și la aproape 80 de ani. Și spui, da, fălos fișor, cum zice Maran Ureșanu. Hrabal nu, Hrabal scrie controlor tehnic de calitate, de orice. Așa. În calitatea asta, totuși, a atras o persoană de anvergura lui Clinton și a făcut niște lucruri enorme. Închei, nu vă mai citesc carta poetică a lui Hrabal, care e undeva la paginile 58-59, dar închei cu o imagine. Imaginea Revelionului Praghez din 1989 spre 90. În piața care aici e tradusă Václav. Cehii îi spun și Venceslav. Unde s-a și imolat Pala. Acolo.
de Revelion, în piață și în jurul ei, a fost 1 milion de oameni. Vă mulțumesc!